Salut și bine ați venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, gazda Gândurilor cu Tâlc și astăzi vreau să vă transmit o idee despre măsură. Și ne gândim așa la măsură ca la o imagine pe care o avem toți în minte că ar trebui să fie într-un fel sau altul ceva anume sau să se întâmple într-un fel sau altul. Și mă uit acum la un trandafir care nu este cățărător, ca să știți, care și-a uitat măsura. Un trandafir curajos, ambițios, îndrăzneț, care s-a tot înălțat, până când a ajuns cât casa. Deci, acest trandafir, un trandafir obișnuit, așa a fost mulți ani, să știți, a ajuns să aibă acum vreo 5 metri. Da, cred că are vreo 5 metri, sper să nu exagerez, nu l-am măsurat cu centimetru, dar e foarte, foarte înalt. Pur și simplu a uitat că el nu este de înălțimea aceasta, da, soiul lui este altcumva, mai mic și că trebuie să fie mai mic. Dragii mei, așa sunt unii dintre noi, dintre oameni. Nu se gândesc că ar trebui să fie mici și îndrăznesc, cutează să urce în mintea lor, în conștiința lor, tot mai sus. Și dezvoltându-se pe sine printr-un proces personal de autocunoaștere, de dezvoltare personală, spirituală, ei ajung asemenea acestui trandafir să se înalțe pe sine și înălțându-se pe sine să se observe foarte bine din mulțime, din mulțimea care îi înconjoară. Și după cum vedeți, și trandafirii aceștia sunt două ramuri mai răsărite, foarte, foarte răsărite, pe când celelalte ramuri, tulpini, care sunt din aceeași rădăcină, sunt mai micuțe. Dragii mei, și între frați se întâmplă asta. Și între gemeni, da? Deci, chiar dacă suntem frați, chiar dacă suntem chiar și gemeni, se poate întâmpla ca unul să fie într-un fel și altul în alt fel, chiar diferit, chiar la polul opus. Deci, ce să zic, este minunat că unii oameni îndrăznesc să-și depășească măsura, îndrăznesc să-și depășească limitele, să se autodepășească. Este minunat când se întâmplă acest lucru și asta aduce valoare în viața lor, în viața celorlalți oameni și în lume. Ar fi minunat să îndrăznim cu toții să ne autodepășim, să creștem și să ne înălțăm spre cer. Vă pup și Doamne ajută!